Azi noapte, în jurul orei 23, la intersecția străzilor Culturii și Gheorghe Șincai din municipiul Baia Mare, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu rănirea ușoară a două persoane și avarierea autoturismelor implicate. Un tânăr de 19 ani din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, a intrat în coliziune cu un alt autoturism oprit regulamentar la culoarea roșie a semaforului electric. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că tânărul de 19 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Testarea cu aparatul echilotest a relevat că tânărul de 19 ani se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar în cazul celuilalt conducător auto, rezultatul a fost zero. Polițiștii continuă cercetările.